Cel mai tânăr membru al echipei de salvatori din cadrul ISU Gorj a fost sărbătorit. Instructorul său, cel care s-a ocupat încă de la început de cățelul Shamura, pentru că despre ea este vorba, i-a organizat o petrecere la aniversarea de un an. Mura este specializată în căutarea și salvare din mediul urban. Prilej de petrecere în familia Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj. Cățelușa Mura, specializată în căutarea și salvarea din mediul urban, a împlinit un an. Mentorul său i-a organizat o petrecere surpriză, iar la ora de curs i-a adus un tort și a cântat la mulți ani. Mura este o cățelușă din rasa ciobănesc german care a intrat în echipa noastră în luna iulie anului 2017. În prezent, de pregătirea și antrenamentul ei se ocupă domnul plutonier adjutant Bobby Unguru, care s-a atașat foarte mult de ea și o tratează ca pe un coleg, nu ca pe un animal. Drept dovadă, ieri, când aceasta a împlinit un an, colegul nostru a sărbătorit-o ca pe orice alt coleg cu un tort de ziua ei. Ea se pregătește pentru a deveni specialista noastră în operațiuni de căutare-salvare în situația producerii unor situații de urgență majore. Reprezentanții ISU au ținut să o premieze pe Mura pentru eforturile și perseverența de care a dat dovadă. Cățelușa a devorat pur și simplu tortul pe care l-a primit.